Agricultorii prahoveni s-au declarat nemulțumiți de sistemul antigrindină din județ și au cerut inclusiv printr-un protest încetarea lansării de rachete în județ. Ministrul Agriculturii a anunțat că a fost sistat această activitate. Așa a dat domnul ministru ordin să, până la o analiză completă a efectelor acestui sistem nu se va mai trage în prahova cu rachete. Împotriva sistemului anti s-au strâns și semnături din partea unor proprietari ce au în total 100.000 de hectare, care au ajuns pe masa Ministrului Agriculturii. Reprezentanții Asociației Producătorilor agricoli de Cereale și Plante Tehnice din Prahova spun că numărul celor nemulțumiți este însă mult mai mare. Să vedeți ce spun persoanele fizice, sunt total nemulțumite. Adică spun exact ce spunem toți, doamnă. Adică? Când nu sau de, de bubuiturile de la rachete și dintr-o dată să luminează cerul. Deci, um, și nu la... mai plouă? Și nu mai plouă, sigur, tot. Agricultorii sunt de părere că lansarea rachetelor antigrindină trebuie sistată pe perioadă îndelungată pentru a se vedea efectele reale.